Știrile prezintă că islamul o să devină cea mai răspândită religie din lume, dar islamul se confruntă cu o criză. Faptele îngrozitoare ale grupării SIL, săvârșite în numele lui Allah și exemplul violent al lui Muhammad, i-au îngrozit pe musulmanii care acum își pun întrebări legate de propria credință. Misionari din lumea musulmană spun că tot mai mulți musulmani se convertesc la creștinism începând cu 11 septembrie decât au făcut-o în cele 14 secole de existență ale islamului. Mulți păstrează secretă convertirea deoarece se tem pentru viața lor. Acest tânăr student din Londra, dintr-o familie de imigranți pakistanezi, a renunțat la islam după ce un studiu l-a convins de un lucru. Coranul s-ar putea să nu fie adevărat. Nu i-am filmat fața deoarece islamul spune că trădătorii trebuie să fie omorâți. Dacă cineva renunță la islam, este renegat de familie. Membrii familiei sunt primii care îl abandonează. Prietenii săi îl vor respinge. Va fi omorât sau persecutat. Mulți dintre prietenii mei mi-au spus, asta e ultima dată când vorbesc cu tine, deoarece l-ai dezonorat pe profetul Mahomed, ai dezonorat islamul. Imran nu a devenit încă creștin, dar studiază Biblia și spune despre creștinism că este superior islamului. Unii dintre foștii musulmani devin atei, dar alții descoperă un Dumnezeu care iubește. Din cauza agrupării statului islamic, mulți devin creștini. În Suedia, pastorul Fuad Rasho, el însuși un imigrant din Siria, a botezat peste 100 de foști musulmani. În fiecare săptămână întâlnesc cel puțin o persoană care vrea să afle despre creștinism, despre Biblie. Aceștia sunt supărați pe islam și nu vor să mai fie musulmani. Când vine vorba de religie, Europa este numită noul continent întunecat. Unii dintre musulmanii de aici se simt prinși între ateism și islamul radical, dar văd în creștinism o rază de speranță. Când Nassim Ben Iman a imigrat dintr-o țară musulmană împreună cu părinții în Germania, acesta își amintește cum se gândea că dacă Germania este o țară creștină, atunci creștinismul este o religie moartă. Goliciunea care apare la televizor se datorează religiei. Concubinajul se datorează religiei. Nassim a descoperit adevăratul creștinism. Astăzi este un evanghelist care aduce la Hristos musulmani și nemusulmani. Când oamenii înțeleg cine este Isus, atunci îl iubesc și îl urmează pe el. Când musulmanii înțeleg tot mai mult cine este Mahomed, ce este Coranul și istoria, atunci se îndepărtează de islam. Islamul se va prăbuși. Fratele Rashid este fiul unui imam marocan care timp de 16 ani a ascuns faptul că a devenit creștin. Acum este gazda unei emisiuni creștine în limba arabă care se numește Daring Questions, în care îi provoacă pe musulmani să-și pună întrebări cu privire la credința lor. Mulți musulmani, când văd ce face gruparea statului islamic, decid să părăsească islamul. Unii devin atei. În lumea musulmană există un val puternic de ateism. De asemenea, există și un val uriaș al convertirii la creștinism. Niciodată nu am văzut așa ceva. Islamul nu s-a mai confruntat cu o astfel de criză. Nassim spunea că islamul pare să fie puternic, dar acesta nu face decât să profite de golul spiritual existent în țările creștine mai slabe. Cea mai mare putere a islamului este slăbiciunea creștinilor, ceea ce s-a întâmplat în Germania, în Europa, în toate țările occidentale. Deși pare că islamul și-a propus să cucerească Occidentul, fratele Rashid le spune creștinilor că nu trebuie să se teamă din cauza islamului, o credință despre care el crede că moare încetul cu încetul. Islamul nu este instrumentul folosit de Dumnezeu pentru a judeca Occidentul. Cred că oamenii se tem din cauza lucrurilor pe care le văd la știri, chiar dacă violența este un semn al prăbușirii. Soția pastorului american închis, Saida Bedini, spunea că legislatorii pot să ceară Iranului să elibereze pe câțiva ostatici americani dacă vrea să încheie un acord nuclear cu Statele Unite. Acestea sunt persoanele care trebuie să se gândească la înțelegere, care definesc politica externă și cărora Iranul ar trebui să le răspundă într-un anumit mod. Unii spun că ceva atât de crucial cum este o înțelegere nucleară cu Iranul nu ar trebui să fie împiedicată din cauza unor ostatici americani reținuți de Iran. Dar familiile ostaticilor au fost prezente
aici ca să spună că nimic nu este mai crucial ca viața și libertatea acestora. Nakmeh Abedini s-a rugat împreună cu un grup. Unii dintre ei s-au îmbrăcat în costume portocalii pentru a arăta solidaritate față de ostaticii reținuți pe nedrept în Iran, apoi a vorbit despre mărturia ei. Sper să poată vedea partea personală a acestei povești, durerea prin care familiile noastre trece în fiecare zi și în același timp să știe că pacea și puterea pe care o avem în această perioadă îngrozitoare vine prin credința noastră în Iisus Hristos. Legislatorii i-au ascultat pe apropiații celor patru ostatici. Doamna Abedini, vreau să vă spun că mărturia credinței dumneavoastră a fost puternică pentru mine. În unele dintre cele mai întunecate clipe din viața mea, când credeam că nimeni nu este de partea mea, Hristos era de partea mea. Membrii Congresului erau pregătiți să joace dur. Obligația Iranului este să elibereze pe acești prizonieri dacă așteaptă negocierea unui acord sau orice alt fel de angajament. Membrii familiilor mărturisesc că au fost ani de groază pentru toți deținuții americani, cum este și cazul lui Amir, fratele lui Sara Hekmati. Acesta este un fost soldat al marinei americane, închis în Iran de 4 ani pentru spionaj și pentru că a purtat un război împotriva lui Dumnezeu. De multe ori s-a spus despre el că a murit de 100 de ori. Anii de așteptare i-au costat foarte mult pe membrii familiei. Am fost alături de Nahme după primele 30 de ore din momentul în care Said a fost luată prima dată. Tiffany Behrens este directoarea organizației American Center for Law and Justice. Aceasta a luptat pentru eliberarea pastorului Abedini și a devenit prietena lui Nahme. Are 2 copii mici. Când i-am cunoscut, îi ținea la piept. Acum au ajuns să fie aproape la fel de înalți ca ea. Aceștia și-au petrecut mare parte din copilărie fără ca tatăl să le fie alături. Este o situație dificilă pentru întreaga familie. Legislatorii insistă pe faptul că tortura Iranului în ceea ce îi privește pe deținuți și familiile acestora ar trebui să se încheie. Atât Parlamentul cât și Senatul ar trebui să declare că orice neînțelegere cu Iranul nu are nicio șansă dacă nu include și eliberarea acestor prizonieri. Ms. Hekmati, for a question I've... Sunt zilele libere de vară, perioada când se mănâncă înghețată și se merge la piscină, dar pentru milioane de copii americani, aceste zile nu sunt lipsite de griji. Odată cu încheierea școlii, lipsa hranei poate să devină o realitate. Numai unul din 7 copii primesc o masă gratuită. Este un gol uriaș în ceea ce privește participarea. Părinții trebuie să găsească metode creative ca să umple acest gol. Când vine vorba de bugetul unei familii, aici intră chiria sau ipoteca, cheltuielile, costurile pentru transport. Acestea sunt cheltuieli fixe. Bugetul alocat mâncării este mult mai flexibil. Părinții se confruntă cu o întrebare dificilă. Să plătesc facturile și să fac mai puține cumpărături? Guvernul oferă multă hrană, dar există alte goluri mult mai mari. Potrivit spuselor lui Christine Melendez, de la organizația Bread for the World, Statele Unite oferă 19 dintre cele 20 de pachete cu mâncare pentru familiile nevoiașe. În timp ce programele de vară ajung la mulți copii de la oraș, copiii de la sat sunt uitați. Un raport recent al Casei Albe prezintă faptul că 1,5 milioane de copii din zonele rurale trăiesc în sărăcie. Un exemplu potrivit este Iowa, centrul grânarului națiunii, unde 1 din 5 copii de multe ori nu au ce să mănânce. Iowa este cunoscută drept capitala politică a lumii. Acum poate fi cunoscută drept capitala care se luptă cu foamea. Le vom întâlni pe Susan Bones și pe Christina Zeng, 2 femei din organizații diferite care au același scop, acela de a pune capăt foametei din Iowa. Bones intră în bătălie fără sprijinul guvernului prin Meals from the Heartland, o organizație non-profit care pregătește pachete cu mâncare pentru copiii din întreaga lume. Anul trecut au oferit peste 10 milioane de pachete. Aceasta este zona în care pregătim pachetele. Aici încap 120 de oameni care pregătesc pachetele. De obicei, la fiecare masă se află câte 10 persoane și o cutie la capătul mesei. Aproximăm că un grup de 10 persoane poate să pregătească 2000 de pachete pe oră.
Multe dintre aceste pachete sunt binevenite chiar aici, în Iowa. Este un lucru care îi surprinde pe străini. Sunt aceste goluri, la fel ca în oricare alt loc, unde există nevoia de hrană, nevoie neîmplinită. De ce se întâmplă și cum împlinești nevoia, nu sunt sigur. Este vorba despre copii, adulți, oameni în vârstă. De multe ori, pe cei în vârstă care au nevoie de aceste pachete, îi lăsăm deoparte. Pentru că această hrană să ajungă în stomacul unei persoane, este nevoie de efortul unei echipe. Prima oprire are loc la un depozit cu mâncare, cum este Food Bank of Iowa. De aici începe partea lui Zinc. Clienții noștri chiar lucrează, 60% lucrează cu normă întreagă și dintre aceștia, 90% lucrează peste 40 de ore. Foametea nu face excepții. Este nevoie de un simplu moment ca să fii supus riscului. Poate să fie vorba despre repararea unei defecțiuni la mașină, o urgență medicală sau pierderea unei slujbe. Printr-o nouă inițiativă, Food Bank se concentrează pe a trimite hrană în zonele rurale. Zinc spunea că parteneriatul cu organizațiile creștine și cu alte agenții ajută la distribuirea hranei în tot statul. Aceste organizații sunt foarte importante. Nu am reușit fără ei. Este nevoie de ajutorul întregii comunități. Dacă nu am primit ajutor din partea guvernului, efortul individual și colectiv ar fi și mai mare ca să putem să-i hrănim pe oameni. Eforturi care vin din partea unor grupări precum CBN Operation Blessing. Operation Blessing Hunger Strike Force are mai multe camioane cu ajutorul cărora distribuie mâncare celor nevoiași. Anul trecut au distribuit 29 de milioane de kilograme de mâncare către comunitățile partenere. Acești parteneri colaborează cu depozitele locale ca să ajute la distribuirea de hrană către familiile nevoiașe. Chiar și cu ajutorul primit din partea grupurilor de creștini și a guvernului, nevoia încă mai există. Nu vom putea să punem capăt foametei dacă nu ne vom ocupa de rădăcina problemei. De ce există familii care duc lipsă de hrană? Este o întrebare care trebuie să primească un răspuns și este o amintire a faptului că lipsa de hrană poate să afecteze pe oricine și este nevoie de ajutorul tuturor pentru a putea fi rezolvată. Există motive să credem că guvernul federal le-ar putea crea probleme celor ce se opun căsătoriilor între persoane de același sex. Este un gând înspăimântător, dar s-ar putea să vină ziua în care instituțiile, precum colegiile creștine, care susțin căsătoria numai între un bărbat și o femeie, să fie considerate drept rasiste. Ceea ce a avut de spus guvernul în fața Curții Supreme dovedește faptul că acea zi se apropie curând. Senatorul american Mike Lee este îngrijorat din cauza celor auzite în cadrul Curții Supreme cu privire la căsătoria între persoane de același sex. I-a dus împreună pe acești lideri creștini ca să prezinte o avertizare. Pe parcursul acestei dezbateri, Procurorul General al Statelor Unite a făcut o afirmație care a stârnit teamă în rândul instituțiilor religioase care susțin căsătoria tradițională. Una dintre întrebările pătrunzătoare a fost pusă de fostul meu șef, Justice Alito. Alito a întrebat, în cazul lui Bob Jones, curtea a spus că un colegiu nu are dreptul să fie scutit de taxe dacă se opune căsătoriilor sau relațiilor interraciale. Același lucru se aplică și în cazul universităților și colegiilor care se opun căsătoriilor între persoane de același sex. Procurorul general a răspuns, cu siguranță va fi o problemă. Nu neg asta, într-adevăr va fi o problemă. Asta înseamnă că guvernul ar putea să înceapă să retragă acest drept atât în cazul colegiilor, cât și în cazul unor organizații non-profit care nu susțin căsătoria între persoane de același sex. Travis Weber, de la The Family Research Council, ia în considerare această posibilitate. Au acceptat lucrul acesta și poate că au decis deja să acționeze potrivit celor spuse. Oare acest lucru ar putea închide unele colegii creștine? Cred că există această posibilitate. Cred că impactul va fi unul semnificativ. Președintele Universității Union University din Tennessee, Dub Oliver, spunea că guvernul îndepărtează toate beneficiile de care se bucură colegiile și elevii, iar acest lucru ar putea afecta o treime din fonduri. Este vorba de 30 de milioane de dolari pe an. Bugetul nostru este de 90 de milioane de dolari pe an. Este o lovitură puternică. Weber a avertizat că guvernul va avea impresia că face ceea ce e corect atacând aceste instituții. Guvernul vrea să le stigmatizeze drept înapoiate. Senatorul Lee propune o lege care îi va interzice guvernului să-și folosească puterea împotriva celor care se opun căsătoriilor între persoane de același sex. Trebuie să trasăm niște limite în jurul puterii guvernului, limite prin care oamenii să fie protejați de influența guvernului, influență care din când în când ar putea încălca în picioare libertatea religioasă. Este ironic faptul că această națiune în care primele colegii au fost creștine ar putea închide multe dintre colegiile actuale.
Washington, D.C. este un oraș cunoscut pentru alergare. Dacă o să vizitați orașul, o să vedeți persoane care alergă indiferent de ora. Am mers la sală ca să mă întrețin, ca să mă simt bine. Jamie Watts nu și-a propus să fie o alergătoare. După ce m-am antrenat, timp de 6 luni la sală, mi-am dat seama că în orașul nostru au loc foarte multe întreceri și mi-am propus să particip. S-a înscris la prima întrecere în 2012. Am participat la mai multe. A început să-i placă. Am întâlnit acest grup minunat de alergători. Aceștia m-au încurajat tot timpul. În ciuda entuziasmului ei, nu este o alergătoare obișnuită. S-a născut cu paralizie cerebrală. Jamie are un fel de a merge unic. Dizabilitatea, la fel ca oricare alt lucru, este o experiență. Este un mod cultural prin care vezi ceea ce te înconjoară. O poți observa ușor, în mulțime. Aceasta este aplaudată de spectatori și de ceilalți participanți. And fellow runners. Când ești acolo și te gândești că te doare piciorul și vezi o persoană asemeni ei, este un exemplu. Cu ocazia zilei de naștere, Jamie și-a propus să participe la 34-a întrecere odată cu împlinirea vârstei de 34 de ani. Pentru a încheia cursa, Jamie a început să alerge cu 2 ore înaintea celorlalți participanți. Cei de la știrile CBN au fost acolo în timp ce aceasta a trecut linia de sosire și s-a îndeplinit dorința. Aceasta este prima ta cursă de 16 kilometri. Cum te simți? Mă simt extraordinar. Simt că pot face orice. Prietena ei cea mai bună, Katie, a venit din Texas ca să o aplaude. Jamie este eroina mea. Este cea mai generoasă, optimistă și grijulie persoană pe care o cunosc. Este o parte din viața sa profesională. Ajută persoanele cu dizabilități ca să-și găsească un loc de muncă. Niciodată nu aș putea să vorbesc în numele tuturor persoanelor cu dizabilități, dar dacă aș putea să schimb modul în care o persoană interacționează sau se gândește să interacționeze cu persoanele cu dizabilități, acesta ar putea fi un lucru extraordinar. Katie este convinsă că pentru Jamie nimic nu este imposibil. Vara trecută am fost în Ecuador. Jamie a urcat la un vulcan. A zâmbit tot timpul. Nu permite vreunul lucru să o oprească sau să o încetinească. Câștigând tot mai multă încredere ca alergă, și Jamie crede același lucru. Am învățat că pot să fac tot ceea ce îmi propun. Deși nu ar putea să fie pe primul loc, Jamie a dovedit că anumiți alergători ies în evidență, cum ar fi alergătorii de elită, cei care își doresc să fie apreciați, și ceilalți, asemenea lui Jamie, care pur și simplu sunt un exemplu. Acțiunea filmului Beyond the Mask se petrece în perioada coloniilor și conține o mulțime de cascadorii moderne și explozii. Sunt prezentă la premiera filmului creștin Beyond the Mask, care dă la o parte bariera în industria filmului, ducând în arena acțiunii și aventurii un film creștin. Andrew Chaney joacă în rolul lui Will Reynolds, un fost asasin care speră să-și refacă reputația. Este un tip care vrea să se cunoască, încercând să îndrepte greșelile din trecut. Cara Kilmer, actrița care joacă în serialul Chicago Fire, joacă în rolul lui Charlotte, cea de care se îndrăgostește Reynolds. Aduce ceva unic din punct de vedere feminin. Acest lucru echilibrează legătura dintre ea și William. Verișorii Chad și Aaron Bowles sunt cei care au produs și au regizat filmul. Nouă ne plac filmele care conțin aventură. Am vrut să facem un film la care ne-ar plăcea să ne uităm. Asta ne-am propus să facem. Beyond the Mask este un film de acțiune. Are multe elemente care nu sunt tipice unui film creștin. Cei doi au vrut ca filmul să prezinte dragostea lor pentru istoria Americii. În film sunt incluse descrieri istorice, semnarea declarației de independență și scene cu Benjamin Franklin. Stephen Kendrick, actorul care a jucat în Fireproof și Facing the Giants, i-a ajutat pe acești tineri producători de film în ce privește scrierea scenariului. Aceștia speră să inspire o nouă generație de spectatori. Vrem să ajungem la tineri, deoarece aceasta este tema pe care Dumnezeu ne-a pus-o pe inimă. Tema identității, a speranței prin relația cu El. You are the man that I need there. I'm done. You mean that? Yeah.
John Rhys-Davies, cunoscut pentru rolurile sale în filme de succes precum Indiana Jones și Căutătorii Arcei Pierdute și Stăpânul Inelelor, joacă în rolul sirelui Charles Kemp, parte din compania britanică a Indiilor de Est. Acesta spunea că scenariul filmului a fost cel care l-a atras să fie parte din proiect. Este acțiune, aventură bună, îmi place aventura, îmi place scenariul. La începutul anului, o prezentare în avansa filmului a crescut numărul de cereri din partea teatrelor, acestea ajungând la peste 440 la nivel național. Totuși, din punct de vedere al producătorilor, mesajul este cel mai important. Organizația Alpha Omega TV și-a început lucrarea de misiune prin media în anul 1994, traducând și difuzând materiale creștine pe stații comerciale din România. În 1999 a început să producă programe TV din dorința de a răspunde nevoilor societății românești, iar în 2006 a fost lansat canalul Alpha Omega TV. De atunci, Alpha Omega TV a binecuvântat anual milioane de români din țară și din diaspora, atât prin difuzarea programelor TV, cât și prin slujirea personală a telespectatorilor. Spre deosebire de o televiziune normală, Alpha Omega TV, pe lângă faptul că produce programe și că le emite pe TV și pe alte canale media, mai are componentă de misiune, partea mai degrabă spirituală a lucrurilor. Noi, fiind un mediu de masă prin televiziune, prin ceea ce facem, nu vrem să neglijăm dimensiunea individuală de slujire, pentru că suntem totuși o lucrare creștină și nu neapărat o televiziune orientată pe profit. Din acest motiv, încă de foarte de mult, de la începutul lucrării Alpha Omega, a existat această dorință și inițiativă de a încerca să răspunzi la telefoane, de a te ruga împreună cu cei care au nevoie, uneori pentru ei înșiși, alteori pentru cei dragi sau pentru alte motive. Pe vremuri, acest lucru era destul de simplu, în sensul că stătea cineva la telefoane, primeam, de exemplu, e-mail-uri, scriam scrisori înapoi, duram mai mult timp și nu era poate bine pus la punct, dar în continuare reflecta o dorință care a fost în Alpha Omega de foarte de mult pentru a sluji direct nevoilor telespectatorilor. Proiectul acesta de misiune și dimensiunea aceasta de slujire se adresează practic oricui. Nu este nicio limită de vârstă sau de sex, de regiune. Suntem o televiziune națională, avem contacte cu biserici din toată țara și în măsura în care putem, încercăm să-i punem în legătură pe cei care sună cu diverse probleme cu liderii locali din așa zonă. Din cauza că cei care ne contactează cu problemele lor poate să fie din diverse medii sau de la sat, sau de la oraș, sau mai vârstă, sau mai tineri. Modul în care ei folosesc tehnologiile media diferă. Și de aceea încercăm să facem cât mai accesibilă informația, evident online fiind experiența cea mai bogată, dar în același timp să oferim și variante tipărite, unor expediem prin poștă anumite articole pe care noi le tipărim. Fiind o televiziune avem mii de resurse video și în această direcție încercăm să punem la dispoziția oamenilor diverse clipuri video, fie pe site, fie inclusiv pe televiziune. Vom dezvolta o secțiune pe TV la anumită oră în care să fie explicit pentru partea aceasta de răspuns la nevoi contemporane. Mulți dintre telespectatorii postului Alpha Omega TV sună sau scriu e-mail-uri în care își prezintă problemele și cer să fie susținuți în rugăciune. Pe lângă rugăciunile care se fac în cadrul emisiunilor difuzate pe Alpha Omega TV, încercăm de o perioadă de timp să intrăm în contact direct cu acești telespectatori, recontactându-i telefonic sau răspunzând la e-mail-urile pe care ei ni le-au trimis inițial. Încercăm să discutăm cu ei în detaliu despre problema cu care se confruntă. Încercăm să le recomandăm specific problemei anumite resurse gratuite de care dispunem și care credem noi că le vor veni în ajutor. Problemele cu care se confruntă și pentru care ne solicită să-i sprijinim în rugăciune sunt diverse. De la nevoi de vindecare fizică, vindecare emoțională, probleme financiare, relații de familie. Și în același timp observăm și faptul că sunt anumiți oameni care preferă să rămână anonimi. În zona asta aș aminti poate dimensiunea de depresie, diverse probleme de sexualitate, poate descurajarea, partea de divorț și recăsătoria, diverse probleme care în principiu sunt o stigmă și nu sunt abordate de biserica locală. Și în acest moment încercăm să dezvoltăm resurse pentru a răspunde la aceste nevoi, pentru că știm că probabil pe anumite teme nu vom fi contactați nici noi niciodată direct. Resursele oferite gratuit pe site-ul www.alphaomega.tv sunt prezentate atât sub formă de articole de sine stătătoare, cât și grupate sub formă de cursuri care tratează anumite subiecte majore. Pe site puteți să regăsiți mai multe
categorii de interes, precum mântuire, care sunt primii pași pentru oamenii care vor să știe ce aia mântuire sau dacă nu sunt siguri cu privire la mântuirea lor. Apoi avem cursuri de bazele creștinismului, în care oamenii pot să sape puțin mai adânc în ce înseamnă să fii creștin și cum poți să vorbești altora despre creștinism. Avem cursuri de familii și relații, avem cursuri de eliberare spirituală, avem cursuri de vindecare emoțională, avem articole care abordează deschis anumite subiecte de actualitate, precum depresia, stresul, singurătatea. Avem secțiuni de resurse care vorbesc despre rugăciune și mijlocire, sfârșitul vremurilor și chiar alte religii și medicină alternativă. Chiar recent am început o secțiune majoră pe site-ul nostru, dezvoltând resurse, până între cele mai spinoase probleme care există în lumea aceasta și chiar și în biserică, dar prea puțini au curajul să o abordeze. Este vorba de sexualitate. Am început să dezvoltăm resurse, punând cap la cap anumite lucruri pe care le avem, scriind altele, vorbind cu alți oameni și invitându-i să-și dea părerea sau lucrurile pe care ei le au la dispoziție cu privire la aceasta, pe diverse teme care au de-a face cu sexualitatea, precum pornografia, masturbarea, modul în care tinerii din ziua de astăzi își spun întrebări cu privire la viața sexuală, adulter, incest, viol, homosexualitate, toate aceste probleme care oamenii poate că le au în viața lor sau întrebări cu privire la aceste lucruri, dar poate nu au avut suficient curaj să întrebe sau să le abordeze într-un cadru mai deschis, să spunem la nivelul de biserică sau de grup mic. O altă dimensiune care a fost inclusă în această latură de misiune a organizației Alpha Omega TV este cea de echipare a bisericilor cu resurse care îi ajută pe slujitorii locali în procesul de evangelizare, de ucenicizare și de consiliere a enoriașilor. În urma materialelor care le-am distribuit gratuit, sunt la nivel de mii în toată țara, am primit multe reacții pozitive. Mulți oameni au spus că au învățat multe lucruri. Chiar și socrul meu, care este la credință de zeci de ani, mi-a spus că a învățat niște lucruri noi din materialele care le-am oferit pentru ucenicie. De asemenea, mai auzim și la scară mai mare că resursele noastre sunt folosite inclusiv pentru misiune, pentru evangelizare, în diverse locuri în care nu ne-am fi așteptat. Poate în Banatul Sârbesc sau în zona de Dobrogea, sunt anumite biserici care le folosesc pentru a echipa biserica lor și pentru a atinge alte suflete care nu cunosc pe Dumnezeu, în special în comunitatea musulmană. Nu puține sunt cazurile în care telespectatorii noștri ne sună sau ne scriu spunându-ne despre modul în care Dumnezeu a intervenit în cauza pentru care ne-am rugat împreună. Zi de zi primim astfel de apeluri sau e-mail-uri din partea lor, încurajându-ne că Dumnezeu lucrează, că Dumnezeu răspunde la rugăciunile pe care le facem în unitate. Anul trecut, în vară, am participat ca voluntar în cadrul acestui proiect pe care Alpha Omega TV îl are, și anume de a fi parteneri în rugăciune cu cei care solicită rugăciune la Alpha Omega TV. Iar apoi, în iarnă, Tudor și Mirela Pețean mi-au propus dacă doresc să iau parte într-un mod mai constant alături de Alpha Omega TV și am acceptat propunerea dânșilor. M-am considerat onorată de această propunere să fiu aici, parte în Alpha Omega TV, și să slujesc mai implicat cu Alpha Omega TV oamenilor care au nevoie de rugăciune, de a fi alături de ei în rugăciune. În anii trecuți am slujit alături de soțul meu în Arad, ca și parte a unei biserici de acolo, în lucrarea de pastorație, și iarăși am avut acolo oportunitatea de a sluji oamenilor în diferite feluri, în diferite moduri, inclusiv în consiliere. Această slujire pe care am avut-o în Arad mi-a adus o experiență în spate pentru care sunt recunoscătoare lui Dumnezeu și care astăzi îmi oferă o platformă, de fapt, pe care să pășesc mai departe și să pot să slujesc oamenilor astăzi alături de Alpha Omega TV. Ceea ce fac astăzi aici este că răspund la telefon cererilor de rugăciune care ne sunt adresate. Este un program anume între orele 13 și 15 de luni până vineri, când aici este cineva prezent și răspunde cererilor de rugăciune. Iar apoi, după orele 15, joia după masa și vinerea după masă, contactez personal pe aceia care au lăsat o cerere de rugăciune în cursul zilelor trecute. Și astfel
căutăm să fim alături de oameni și să putem să răspundem cererilor lor de rugăciune, fiind alături de ei. Două recente astfel de cazuri pe care le-am primit zilele acestea ne vorbesc despre situația a doi frați, unul dintre ei care a fost bolnav, a avut pietre la rinic și a mărturisit cum a simțit mâna lui Dumnezeu ca răspuns la rugăciuni în intervenția chirurgicală pe care a avut-o. Un altul mărturisește că nu a mai avut nevoie de intervenția niciunui doctor, a simțit mâna lui Dumnezeu cum a intervenit și a fost vindecat de problemele de care suferea. Pe viitor, ceea ce ne propunem este să lucrăm cu mai mulți voluntari pentru a răspunde mai bine la nevoile și la cererile care ne vin. Ne vin efectiv sute de cereri pe lună, de multe ori la emisiune direct ne vin câteva sute de cereri, la fel online pe PrayerWall sau pe alte mecanisme ne vin multe, sunt la nivel de câteva mii pe an. De asemenea, încercăm să dezvoltăm mai multe resurse și mai bine structurate ca să răspundem mai în profunzime anumitor nevoi. Dăm seama că în zona aceasta este extrem de sensibilă și trebuie abordată cu înțelepciune și în același timp trebuie oferită informații, explicații mai adânci, nu neapărat superficiale, nu superficiale. Sunt multe probleme de viață și moarte sau de extrem de personale și de aceea nu putem să neglijăm sau să fușărim acest aspect.